Iubiți prieteni, suntem iarăși împreună, dar nu doar noi, ci suntem împreună cu Domnul care a promis că acolo unde doi oameni se adună pentru numele Lui și aceasta s-a întâmplat când El a creat omul, bărbat și femeie, s-a numit om. Acești doi au fost împreună cu el și el a spus unde sunt doi pentru numele meu, eu sunt acolo. Bucuros tare că suntem împreună și nu suntem doar noi, ci suntem împreună cu Domnul și cu cuvântul lui. Este o întrebare, există această întrebare și mă gândesc că mulți dintre noi, dacă nu cumva chiar fiecare dintre noi, cel puțin o dată în viață, am luat ca o lovitură în piept cu această întrebare. Tocmai pe când te bucurai undeva, tocmai când întâlneai prieteni, când râdeai, când mâncai, când asta, vine unul care zice: Unde trebuia să fii tu la ora asta? Au, și sar, că ars! Și îți dai seama, oh no, no, și eu trebuia să fiu în altă parte și eram așteptat. Și viața unor oameni poate a depins de lucrul acesta sau cine poate spune ce urmări are așa ceva și ce șoc teribil putem să, să avem în fața acestei întrebări. Unde trebuia să fii tu în momentul acesta? Este o întrebare pe care o adresează Marta, dar de asemenea și Maria. Uh, un fel de reproș volat, îmbrăcat în dragoste, cu multă suferință, dar e un reproș. Doamne, dacă erai aici, nu se întâmpla așa ceva. Nu se poate spune Domnului așa ceva, în afară de cazul că avem o concepție limitată despre prezența lui Dumnezeu. Dar Scriptura spune plin este cerul și pământul de mărire a lui. Nu poți să spui lui Dumnezeu, n-ai fost prezent, n-ai văzut, n-ai auzit, hai să spun eu în rugăciune ce s-a întâmplat. Nu poți să spui lucrul acesta. Dar în timp ce nu poți să spui Domnului, poți să spui omului. Într-adevăr, când Isus a spus, despre Lazar, Lazar, prietenul nostru, este bolnav, atât în grupa ucenicilor, cât și la surorile lui Lazar acasă, s-a ridicat aceeași întrebare, dar de ce nu intervii? De ce nu faci ceva? Pentru că ai puterea aceasta. El care a deschis ochii orbului nu putea să facă să nu moară și omul acesta. Atât surorile lui Lazar se așteptau și nu vine și nu vine și de minute în minute. Cred că vine. Poate că nu știe. Nu, nu se poate. Păi de-aia el a știut de un pește în mare care are un ban. El știe ce e în inimile oamenilor. Cum să nu știe că Lazar, prietenul lui, este bolnav? Nu se poate așa. Hai să trimitem vorbă. Au trimis vorbă. La, la, poate nu știe. Lazar este bolnav. Când a auzit acest cuvânt, Iisus a continuat să întârzie și să întârzie, între ghinimele, în venirea lui spre neînțeles, neînțelesul ucenicilor și spre neînțelesul surorilor lui Lazaru Mare, aveau fețele ca semnul întrebării. Nu pot să înțeleg de ce Dumnezeu nu face ceva, Domnul nu face ceva în această situație în care ne găsim noi, pentru că puterea este la el și declarația lui, acela pe care îl iubești, ai spus că și totuși nu ești, dacă erai aici, de unde știi că nu am fost? Sau de ce trebuie să fiu neapărat vizibil? De unde știi că era bine ca fratele tău să nu moară? De unde știi că nu are Dumnezeu un plan în legătură cu aceasta? De unde știi că fratele tău nu va învia? De unde știi că Dumnezeu nu va fi proslăvit prin moartea lui? Cum nu a fost proslăvit prin viața lui? De unde știi tu? toate aceste lucruri, ca să poți să adresezi întrebarea aceasta, dacă erai aici, fratele meu, nu murea. Iubiții mei, când stăm să avem o privire mai adâncă asupra lucrurilor, ne dăm seama că în timp ce adresăm o întrebare Domnului, în același timp avem o grămadă de întrebări la care avem, pentru care nu avem răspuns noi înșine. Când a trecut această împrejurare și surorile lui Lazar și Ierusalimul și istoria au fost martori a ceea ce s-a întâmplat acolo la mormântul lui Lazar, ca o pârgă și ca o pregătire a învierii morților, atunci oamenii au înțeles lucrul acesta. Atunci a înțeles poate și Lazar, fiindcă a, a, ultima speranță a lui, până la ultima suflare a fost că până la urmă Domnul o să vină pentru că i-a spus că îl iubește, este prietenul lui și cu această speranță a închis ochii și n-a fost deloc zadarnică, așa cum au închis ochii și unii iubiții ai noștri cu aceeași speranță, dar nimeni nu a ancorat vreodată speranța lui în Dumnezeu și a fost trădat sau dezamăgit de Dumnezeu. Nu, no, că a fost copleșit, da, și că fiecare dintre noi am declarat, Doamne, este mult mai mult decât am putut să-mi imaginez vreodată, decât am putut să gândesc. E dincolo de tot ce m-am așteptat din partea lui Dumnezeu. Aceasta e adevărat. Dar de Amăgire? Nu. Însă, când e vorba de noi ca oameni, întrebare de felul acesta, unde trebuia să fii tu în momentul ăsta? Să zicem că este slujbă la biserică și noi suntem ocupați cu ceva care nu ne-a legat de fel. Nu. Unde trebuia să fii tu în momentul ăsta? Să zicem că aproapele nostru este într-o suferință mare, într-o lipsă mare, într-o situație grea. Familia vecinului nostru. Și noi suntem ocupați cu diverse alte lucruri, distrași, fermecați poate de situație și atunci răsună întrebarea aceasta a Duhului Sfânt. Unde trebuia să fii tu în clipa asta? Oh, acum, acum îmi dau seama, acum realizez. Dacă erai aici, în locul acesta, nu se întâmpla nenorocirea aceasta. În timp ce la întrebarea adresată Domnului Hristos nu are niciun fel de justificare și de fapt nici nu stă în picioare întrebarea aceasta, s-a văzut ulterior din toate detaliile, aceeași întrebare cu privire la mine și la tine stă în picioare și cere un răspuns. Dacă erai aici, dacă ți împlineai datoria, dacă ți împlineai chemarea, dacă făceai lucrul acesta, nu se ajungea în situația aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu cu această ocazie ne trezește pe noi la însemnătatea prezenței noastre, potrivit cu planul lui Dumnezeu. Pavel spune că faptele în care umblăm noi în fiecare zi nu sunt întâmplări, nu sunt întâmplătoare, nu sunt haotice. Nu sunt legate de mersul lumii acesteia, ci sunt faptele pregătite de Dumnezeu mai înainte să umblăm în ele. Singura, singurul eșec în domeniul acestor fapte ar fi ca eu să fiu absent de acolo de unde trebuia să fiu prezent și să fiu prezent acolo unde ar fi trebuit să fiu absent. Unde trebuia să fii tu? În clipa aceasta. Și, deodată, Duhul lui Dumnezeu trezește conștiința noastră. Dacă, Ezechiel 33, versetul 6, dacă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela, adică străjerul, va pieri din pricina, nu, pardon, omul care, pe care l-a omorât sabia va pieri din pricina nelegiurii lui, dar îi voi cere sângele din mâna străgerului. Atenție! străgerul ești tu și, și cu mine. Dacă străjerul vede venind sabia, și nu sună din trâmbiță. El tocmai se uita, cum am stat noi la vamă odată, mii de mașini, părinți, copii, călduri, mizerie, lipsă de apă. Toată lumea stăm într o coadă imensă de kilometri și kilometri de mașini în mare suferință așteptând. Și în sfârșit spre mai după masă, mai târziu se mișcă linia și uh, unul câte unul trece în vama. Și cineva s-a interesat și întreabă: dom'le, dar ce s-a întâmplat? Care a fost incidentul?" și un intern de acolo să asigură că avea incident. A urmărit dallas a urmărit filmul și din cauza asta a stat toți la film sau altă dată a urmărit meciul și s-a întâmplat lucrul acesta sau cum -a, cum, -a, fost cu acest bunic a reparat Volkswagen-ul și nepoțelul s-a necat în bazinul de not în spatele lui, la 2-3 metri de el. Dar a fost atât de absorbit de repararea Volkswagen-ului că nu a auzit uh, zbaterile nepotului care, pe care l-a văzut târziu, într-un târziu plutin mort. Pe, am participat la mormântarea aceasta. Unde trebuia să fii tu acum? Păi, reparam, nu, tu trebuia să fii cu ochii aici. Aici te-a așezat Dumnezeu. Aici ți-a spus soția ta și fica ta la plecare, fii cu ochii pe acest copil. Asta e tot. Nu ți-a spus să repare Volkswagen-ul sau... E foarte bine de reparat, dar nu este cazul. Acum, unde trebuia să fii tu în momentul acesta? Iubiții mei, vom fi toată viața noastră în fața acestei selecții asupra lucrurilor pe care îl facem sau nu le facem, locului în care suntem sau nu suntem. Întotdeauna avem trebuință de călăuzirea lui Dumnezeu. Străjerul a văzut venind sabia. Nu a fost luat prin surprindere nu a fost o sabie atât de ascunsă și de perversă încât omul acesta nu a visat ce se poate întâmpla, n-a gândit vreodată că tocmai de acolo să vină primejdia, nu i-a trecut prin minte așa ceva, nu e situația aceasta. Situația este clar descrisă aici, a văzut sabia venind, a avut informații, a știut ce se întâmplă și a dat seama de impact și de efect, dar era ocupat, viziona ceva sau se ocupa cu cineva, comandantul navei, cu mii de oameni pe bord, din care s-au necat atâția oameni. Comandantul navei este ocupat cu o fată care era acolo și îl ține de vorbă, și așa mai departe, și se răstoarnă acest uriaș vapor de croazieră și se neacă atâția oameni acolo și se prăbușește avionul din cauza că au băut piloții și se întâmplă o nenorocire sau alta din cauză că o persoană nu este acolo unde Dumnezeu a chemat-o să fie. Mă rog lui Dumnezeu ca în timpul prezentării acestui cuvânt să ne ajute să înțelegem însemnătatea umblării noastre cu Dumnezeu în ce privește rânduirea și organizarea vieții noastre. Sunt atâtea lucruri care ar trebui adăugate programului zilei și atâtea lucruri care ar trebui îndepărtate. Doamne Dumnezeu nostru, care sunt faptele care le-ai astăzi să umblu în ele? Deschidem ochii și ajută-mă să văd lucrul acesta. Și Dumnezeu nu va întârzia să răspundă rugăciunii acestea. Străjerul acesta a văzut venind sabia și nu a sunat din trâmbiță. Lasă că sunt mai încolo și mai încolo a uitat. Mai încolo a uitat. Și după ce a fost casa în flăcări, sau după ce a fost persoana aceea căzută la pământ sângerată, a venit în minte și a zis, măi, și m-am gândit atunci să închid focul și m-am gândit să mă duc la vecinul acesta, dar mi-am văzut de drum. Am cunoscut acest tânăr care, în jurul de Dumnezeu, l-am oprit în înjurăturile lui și i-am cerut să gândească practic ce ar însemna ce zice el la adresa lui Dumnezeu. Am avut un dialog constructiv și salvator cu ajutorul Domnului, Da. acolo și-a adus el minte de ceva. Deci eu am, lucram la Dacia, la Pitești, am ieșit semn din schimb și m-am dus acasă, la apartament, și să mă odihnesc. Un prieten al meu, Intra schimbul următor cu o altă prietenă, dar aranjase cu maestru ca să intre pe o poartă și să iasă pe alta, să meargă la film, îi dăduse ceva, să numește pe turgește ciubuc maestrului, ca să poată să se ducă la film cu fata aceasta, așa, și intra pe o poartă să iasă pe alta. În momentul în care a vrut să intre pe o poartă, pe poarta aceasta, i-a venit în minte, aceasta îmi povestește acest tânăr, i-a venit în minte Uh, Du-te la, la prietenul tău." Ce asta, frate, dar eu vreau să mă duc la film, eu vreau să intru pe o poartă și să ies pe cealaltă." Uh, Du-te la prietenul tău." Și dânsul, dânsul în povestea zice, a venit, a bătut în ușă, a bătut în ușă, dar n-a putut să intre, ușa era blocată, mirosea gaze pe scară. Și când a văzut că miroase a gaze, a dat cu piciorul în ușă și m-a găsit pe mine intoxicat, otrăvit, omorât pe pădea, căzut jos. Focul se stinsese în soba cu gaze și gazele continuau să iasă. S-a oprit un moment, au venit înapoi, eram în situația aceasta. M-a târât afară, am fost declarat mort de către cei de la salvare, dar uite că sunt viu, m-a scăpat Dumnezeu. Întrebare! Ce se întâmpla dacă băiatul acesta intra pe poarta aceea cu fata aceea și după aceea se ducea cu ea la film sau cine știe unde și așa mai departe. Și deodată o întrebare a Duhului Sfânt, în timp ce el era la filme unde se ducea acolo, o întrebare unde trebuia să fii tu în clipa aceasta? Și probabil că omul acela n-ar fi avut îndrăzneala să contrazică Duhului Dumnezeu care i-a spus știi bine, ți-a venit în minte, te-a îndemnat Dumnezeu în persoană să te duci la prietenul tău. A murit pentru că nu te-ai dus acolo. A murit intoxicat. Iubiții mei, acest lucru ne trezește nouă atenția și viața asupra importanței selecțiilor pe care le facem. Străjerul care vede sabia și care nu sună din trâmbiță, nu se duce el să o moare cu sabia pe vecinul lui. Nu, nu. El, el stă în foișor acolo sau în turnul de veghere Vede venin sabia, dar este ocupat, amână puțin că mai încolo, dar nu se duce el să o moare pe aproapele lui. Totuși, Cuvântul lui Dumnezeu îl consideră bucigaș și criminal pe el, care putea să prevină nenorocirea aceasta care s-a întâmplat. Nu e nevoie să comitem nu știu ce fapte rele pe Pământul acesta. Este de ajuns să nu intervenim ca aceste lucruri să se întâmple. E de ajuns ca oamenii buni să nu facă nimic și în clipa aceea răul năvălește. Om, omul acela care a murit nu mare întâmplător, bineînțeles, până și perii de pe cabă sunt numărați, el este în relația lui cu Dumnezeu, dar aceasta nu te scuză pe tine ca străjer, de a răspunde chemării lui Dumnezeu cu privire la lucrarea pe care ți-a încredințat-o. Niciodată omul moare pentru păcatul lui. Păi, și așa era un păcătos. Nu, aceasta nu-i treaba ta. Treaba ta este cum ai răspuns tu. Apelul, apelul lui Duhului Sfânt care te-a trimis acolo, care ți-a spus sună, avertizează pe omul ăsta, spune adunării acesteia ce ai văzut, ce ai auzit, ce se întâmplă, vorbește și nu tăcea, previne răul, oprește răul în fașă, nu lăsa focul să cuprindă casa când nu mai poate fi oprit și când totul este făcut scrum. Acum când poate fi oprit. Nu întâmplător străjerul a văzut venind sabia. Nu întâmplător. Duhul Sfânt este cel care i-a spus, vezi că vine sabia, anunță pe omul acesta, anunță adunarea aceasta, vezi că vine nenorocirea. Cum îi spunea lui Eremia, vine Babilonul. Datoria ta, în momentul în care Dumnezeu ți-a descoperit lucrul acesta, este să previi pe omul acela. El a murit pentru păcatul lui, dar spune partea ultimă a versetului 6, Ezechiel 33 cu versetul 6, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Doamne, dar nu l-am omorât eu. Nu, nu știu, nu sunt eu păzitorul fratelui meu. Ba da, pe păi, tu asta ești. Dacă tu ești cel care a văzut, nu ești tu singurul străjer, e atâta lume. Dar dacă tu ai văzut, înseamnă că pe tine te-a ales Dumnezeu să-ți descopere acest adevăr. Tu ești cel chemat să faci lucrul acesta. Imaginați-vă când a fost pus la cale complotul pentru omorârea lui Pavel. Oamenii au luat post și rugăciune ca să omoare pe Pavel. Nu vom mânca, asemenea lui Saul, nu vom mânca până când nu-l omorâm pe Saul din Tars. Poți și rugăciune pentru omorârea lui Saul. Nepotul lui Saul, cu care trebuie să te porți, pentru că într-o zi viața ta va fi mâna nepotului tău, nepotul lui Pavel aude această convărbire. Imediat se duce la unchiul Pavel. Ești fiul sorei lui. Se duce la unchiule. Știi ce au vorbit oamenii ăștia de tine? Au spus că postesc și se roagă până când poți să te omoare. Te vor omorâ pe tine. că nu mănâncă nimic până când, până când, nu te vor junghia, nu te vor omorâ. Asta e o zi poate Extraordinar. Ia, a chemat un soldat. Du pe tinerelul ăsta la capitan. Deci spune capitanului ce mi a spus mie. S-a dus la capitan nepotul și spune, uite, domnul capitan, oamenii ăștia eram aici, asta au plănuit și vor să omoare pe unchiul Pavel. Atunci capitanul a aranjat garda aceea și așa avem noi niște epistole scrise în Biblie datorită nepotului lui Pavel. Imaginați-vă, vă rog, că e vorba de un copil, e vorba de un tinerel. Imaginați-vă că acest copil ar fi fost cu mâinile în telefon și ocupa și nu, nu, nu ia el seama la conversația aceea care i-a descoperit-o Dumnezeu. De ce tocmai el este acolo nepotul? Pentru că pe el l-a ales Dumnezeu să audă această convorbire criminală a acestor oameni. Pe el l-a ales Dumnezeu. Acum el va fi credincios chemării lui Dumnezeu sau va fi distras, va, se va ocupa cu altceva. Numai că în clipa aceea sufletul lui bun și acordat pe frecvența lui Dumnezeu înțelege însemnătatea și gravitatea acestui complot, care au post și rugăciune până vor omorâi pe Pavel. Iubiții mei, de, de atenția și de credincioșia acestui copil depinde viața lui Pavel, apostolul neamurilor. Știu că noi o să spunem, bă, las că Dumnezeu avea alte căi de a... Nu, cartea lui Eremia spune, zice, voi face să moară niște suflete care n-ar trebui să moară, pentru că nu ești prezent acolo, acolo unde te-a chemat Dumnezeu, pentru că nu răspunzi acestui lucru. Imaginați-vă că totul a depins de felul cum acest copil, acest tinerel va răspunde acestei grave provocări. Și acest tinerel ești tu și cu mine într-o anumită împrejurare. Tu ești cel care ai auzit lucrul acesta, tu ești cel care ai văzut, tu ești cel care știi, tu ești cel dator să scapi o viață. Credincioșia ta față de ceea ce ai văzut, ai înțeles, ai cunoscut, credincioșia ta în chemarea lui Dumnezeu la această misiune este aceea care va salva sau va pierde viața acestui om. Nu este o ispită care să ne ocolească aceea de a fi ocupați. Am fost ocupat, am fost concentrat în altă parte, nici n-am auzit. La cele mai multe dintre accidente se spun aceste cuvinte. Nu am văzut cealaltă mașină că vine. Păi da, e destul de mare, cum dă n-ai văzut-o? Păi n-ai cum să o vezi dacă în timp ăsta te stai la telefon, n-ai cum să o vezi. Și n-ai cum să o vezi dacă mintea ți era dusă în altă parte, nu aici la traseu. Mă sigur, semnalul a venit din partea acelei mașini, hei, vezi că vine din dreapta. Dar dacă nu ești prezent acolo cu mintea și cu sufletul, ci erai dus cine știe unde, atunci ai intrat direct și cine știe care a fost... Rezultatele, ce nenorociri nemai auzite. Tânărul acesta care a intrat în, în grupul acela de cicliști, i-a omorât, i-a amestecat biciclete cu sânge de oameni și cu toate, și nenumăratele accidente de pe pământ care au la bază neatenția, nimic altceva. Nu e prezent acolo unde se găsește omul acesta. Nu numai că pune viața în pericol în momentul în care nu este prezent acolo, ci este dus cu gândul cine este, unde, este bine să cați pe gânduri, dar când stai pe scaun sau când, ești, când te odihnești în pas, dar ca să cați pe gânduri în timp ce conduci mașina cu viteza asta sau în timp ce ai o răspundere de felul ăsta, să cați pe gânduri așa în mijlocul unei lucrări ca acestea, poate fi extrem de costisitor pentru viața ta, dar și pentru viața celor de lângă. Și aceasta este soarta străjerului care nu este acolo unde l așteptat Dumnezeu. Dacă tinerelul acesta ar fi stat și ar fi butonat la telefon, cum am văzut eu, un copil în jungla mexicană, n-am putut să cred, îl ducea un cărucior pe ăsta micu și era și el tot cu un telefon în mijlocul junglei, pe unde a fost astece altă dată. Dacă ăsta, nepotul cel mic al lui Pavel, ar fi fost ocupat cu altceva, dacă ar fi întârziat, dacă ar fi uitat să spună, acum îmi dau seama, zice paharnicul lui Faraon, acum îmi dau seama de păcatul meu. Când îți dai seama? După 2 ani. Unde trebuia să fii tu în ziua 1 când ai ieșit din închisoare? Unde trebuia să fii tu? Lăsăm Providența lui Dumnezeu, noi știm mai mult de atât. Dar în dreptul lui nu este nicio scuză pentru faptul că doi ani uită așa ceva. Uită pe omul care i-a deschis ferestrele spre lumină și spre viață care i-a prorocit din partea lui Dumnezeu și care i-a cerut, aduți aminte de mine când vei ieși afară, sunt pe nedrept aruncat în această închisoare, dar nu sunt fără cunoștința lui Dumnezeu. După doi ani își aduce aminte. Și când era la masă, unde trebuia să fii tu? O, oh, păi eu trebuia să fiu în fața lui Faraon de acum doi ani și trebuia să-i spun de acest om. Acum venise clipa lui Dumnezeu, dar aceasta nu era nicio scuză pentru uitarea acestui om. De aceea, niciodată să nu ne ascundem după vreun fel de justificare pentru superficialitatea noastră, pentru neatenția cu care ascultăm pe cineva, pentru neparticiparea noastră la ceea ce se întâmplă în viața noastră, pentru neascultarea glasului lui Dumnezeu care spune, iată lucrarea pe care o ai tu de făcut acum, omul acesta te așteaptă. În 1 Regi 20-39, Găsim un cazul unei alt străzări, căruia îi este dat în pază. Este o parabolă aici, dar este pusă în scenă aproape cu valori reale. A fost lovit, sângerat de unul dintre ceilalți ca să arate ca autentic. Și atunci când trece împăratul care era vinovat de trădarea aceasta, trece prinaintea lui, el lega la ochi, îi spune împărate, uite ce mi s-a întâmplat. Când eram în mijlocul luptei, mi a fost adus un om și mi s-a spus, e unul regii, capitolul 20-39, păzește pe omul acesta și dacă va fugi viața ta, răspunde pentru viața lui. Și uh, continuă el în versetul 40. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, omul s-a făcut nevăzut și viața mea răspunde pentru viața lui. Și împăratul îi spune, uh, aceasta ți este o sânda, ai știut lucrul acesta. Uh, ce expresie este aceasta? Uh, robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, pe aceasta este chemarea ta, unde trebuia să fii tu acum? Care era lucrarea pe care te-a chemat Dumnezeu pe tine să o faci? Trebuia să, să fii la postul pe care ți l-a încredințat Dumnezeu, ca la sfârșitul zilei vieții tale, să poți raporta că ai fost credincios în puținul care ți-a fost dat. Nu te-a pus cineva să biruie armata persoană. Ți-a spus să păzești un, un singur om și să fii aici. Dar el, robul tău, făcea câte ceva încoace și încolo. Când ne uităm la lucrurile care pe care le-am îndeplinit încoace și încolo, ne dăm seama că nu rămâne cine știe ce dintr-o anume zi, chiar atunci când realizăm ceva de un fel sau altul, când ne dăm seama că acest lucru a fost realizat cu prețul absenței noastre de la locul unde trebuia să fim prezenți, din familia noastră, din adunarea noastră, de lângă vecinul nostru în suferință sau în primejde. Când ne dăm seama de lucrul acesta, atunci, indiferent ce am fi realizat noi pe pământul acesta, literalmente își pierde valoarea. Voi mă necinstiți, spune Domnul în Ezechiel 13 cu 19, când faceți să moară niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, adică vă ocupați de ce nu trebuie și nu vă ocupați de ce trebuie. Asistentele medicale au fost la Cafea și la discuție, și copilul i-a ieșit oxigenul și a murit bietul copil, în timp ce Dumnezeu era ocupat. Se poate, scrie raport de toate, nu e o problemă, dar în conștiință nu se poate face așa ceva. Tu știi că ar fi trebuit să fie în altă parte și în timp ce uh, erai în locul acela unde poate că te simțeai bine, poate că te relaxai și așa mai departe. E vremea acum de relaxat când este o așa urgență. Uh, 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 Gehazi vine cu Prada acolo și uh, Elisei îl întreabă e vremea acum de luat așa ceva e, e, e momentul acum Aceaste, aceste, aici trebuia să fii tu acum Uh, robotul n-a fost nicăieri. N-ai -ai fost nicăieri, trebuia să fie acolo unde ești chemat de Dumnezeu. Poți să spui tu că te-a chemat Dumnezeu pe tine să faci treaba aceasta, să te duci după omul ăla și să faci tranzacția aceasta? Poți să spui tu așa ceva? Departe, în timp ce ai fost prezent acolo, ai fost absent din altă parte unde trebuia să fii prezent și nu ai luat argint sau aur ci prin faptul că nu ai fost prezent acolo unde trebuia, tu ai luat asupra ta lepra lui Naaman. Ce câștig este acesta? Iubiții mei, rugăciunea sufletului meu rămâne și pentru, începând cu mine, ca Bunul Dumnezeu să-mi dea această înțelepciune, să pot fi prezent acolo unde sunt așteptat și trimis și chemat de Dumnezeu. Să pot să împlinesc acele lucruri pe care le-a pregătit El dinainte pentru mine, în dreptul meu, în via Lui. Uite, ăsta e colțul pe care trebuie să, unde trebuie să lucrezi tu. De ce stați? Unde trebuia să fiți voi acum? cei din piață. Păi nu ne-a tocmit nimeni. Dar unde trebuia să? Păi, trebuia să fim la lucru, dar nu ne-a tocmit nimeni. Intervenția Domnului, imediat mergeți și lucrați în via mea. Voi, mă necinstiți, se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu pentru că, așa cum învățam, orice om, sufletul tulburat, rănit, o pierdere de un fel sau altul ultima privire este către Dumnezeu. Înțeleg că omul ăsta n-a fost credincios sau chemării lui și a fost ocupat când în loc să facă de strajă, dar tu, Doamne, unde ai fost tu? Și Dumnezeu, Domnul spune, zice, voi ați fost în mâna mea ca o trestie frântă pe care nu se poate rezema cineva fără să-i spargă mâna. Adică se poate rezema Dumnezeu pe tine, poate conta pe tine. Ne putem imagina ce ar fi însemnat ca Iov să se fie clătinat vis-a-vis -vis de Dumnezeu. El nu știa că Dumnezeu și-a dat cuvântul cu privire la el. Uite, robul meu, Iov, o să fie aici unde este așteptat de Dumnezeu. O să fie credincios. El nu știa de lucrul acesta. Dar uh, sufletul lui niciodată n-a admis ideea despărțirii de Dumnezeu sau mergerii pe un drum sau pe un curs contrar voiei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își dăduse cuvântul în dreptul lui. Iată, robul meu. Eu. Dumnezeu și-a dat cuvântul în dreptul meu și în dreptul tău. A dat cuvântul lui copiilor noștri, familiilor noastre, adunării noastre, lumii în care suntem noi. Eu, la mijloc este onoarea lui Dumnezeu. Voi mă necinstiți înaintea oamenilor prin faptul că nu sunteți acolo unde v-a trimis Dumnezeu. Priviți-l pe, pe Moise cu toiagul în mână, lovind stânca și adresăm Ascultăm întrebarea aceasta a Duhului Sfânt. Unde trebuia să fii tu acum? Lovind stânca cu toiagul, când bunul Dumnezeu ți-a spus, vorbește stânci. Nu. Nu e vorba de niciun toiag aici. Unde trebuia să fi? Sunt într-un loc în care nu am fost trimis de Dumnezeu, m-a dus mânia mea și uh, slăbiciunea mea uh, și reacția mea vis-a-vis -vis de continua revoltă a acestor oameni. Sunt în locul ăsta rău și nu sunt acolo unde m-a chemat Dumnezeu să fiu, vorbește stânci nu ai cum să fii unde nu te-a chemat Dumnezeu și în același timp să fii și unde te-a chemat dacă ești într-un loc nu ești în celălalt iar dacă ești acolo unde te-a chemat Dumnezeu dacă lucrul pe care îl faci este cel la care te-a chemat Dumnezeu atunci tu nu ai cum să fii în locul sau în situația unde nu te-a chemat Dumnezeu cine e întrebarea aceasta tulburătoare din capitolul 1 al cărții profetului Isaia Cine va cerut astfel de lucruri? Ar trebui pusă în semnul întrebării și întrebarea aceasta în dreptul tuturor practicilor noastre religioase sau spirituale, cum le-am numit noi, în dreptul relațiilor dintre noi și oameni a vieții noastre sociale, în dreptul chiar al gândirii noastre, cum spunea moi, să ia seama la sufletul tău ce se întâmplă acolo ca să nu ajungi în robia idolatriei. Ia seama la lucrurile acestea. Voi mă necinstiți înaintea oamenilor. Când Domnul i-a spus, zice, voi m-ați necinstit înaintea adunării, înaintea poporului, m-ați înjosit în fața adunării. Iubiții mei, este mult mai mult decât ceva uh, util, ceva bun, ceva de moment. Merge mult mai departe umblarea cu Dumnezeu, în alegerea pe care o facem noi în ascultarea glasului lui Dumnezeu, iată drumul mergi pe el când ai tendința să te abați într o parte sau în alta. Când uh, 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 mă găseam în, aproape de gara Bistrița, uh, eram chiar lângă zidul gării, m-a adus un prieten iubit acolo și aveam mult timp până la venirea trenului, era de dimineață până după amiază. Aveam de lucru liniștit, cu, aveam cărțile cu mine și computerul și lucram acolo liniștit și mi-a venit în minte deodată un, un gând. merg pe peronul 6 acolo. Păi, cum să... Sau, gara era în, în reconstrucție. Cum să trec cu două valize cu o geantă legată de gât? Nu, nu, nu m-a întrebat nimeni ce bagaje am sau cum le duc sau cum nu le duc. merg pe peronul acela de acolo. Și am traversat linii, nu mai știu pe ce peron a fost, câte linii am traversat, dar am traversat toate liniile acestea cu toate bagajele, le-am târât, le-am luat după mine, tronca, tronca. Și am ajuns la peronul acela unde mi s-a... Mi-a venit în minte, așa să spun, Eu prefer să ascult și să mă duc degeaba undeva, mi s-a părut mie, a fost așa, decât să am regretul că nu am ascultat la un moment dat și cred că acest lucru trebuie făcut de fiecare dată. Ajută-mă, domne să greșesc în ascultarea față de tine, care, lucru care nu se întâmplă. Dar când eram acolo și m-am așezat chiar în locul în care am fost îndemnat să mă așez, era un altul mult mai confortabil unde aș fi putut să stau, dar nu mi-a dat pace sufletul să stau acolo și m-am dus și am stat pe un colțișor mic unde chiar era foarte neconfortabil, dar exact în colțișorul acela în care m-am așezat eu, a venit un tren cu elevi și o fată cu ochelari groși, a crezut că uh, trenul s-a oprit, trenul nu s-a oprise și în momentul în care a atins, a, a încercat să coboare, a atins peronul gării, a răsturnat-o imediat și s-a lovit din plin în fața roților vagonului care continua să meargă și am prins-o și am târât-o, am tras-o spre mine. Și după care i-am spus că este iubită de Dumnezeu. Au venit fetele celelalte, au scuturat-o de praf, ea plângea, ochelarii săriți, toate astea cărțile pe jos, toate erau acolo. Și uh, mi-am luat liniștit. Fetele au plecat printr-un pasaj subteran de acolo iar eu am rămas cu bucuria aceasta în suflet că te-am ascultat, Doamne, când mai ai trimis acolo. Dacă vine acest moment de ezitare sau de îndoială în suflet, dacă nu supui lui Dumnezeu chemarea aceasta, Doamne, poate, poate este o părere a mea, ajută-mă să înțeleg, dă -mi putere să, să, ascult sfatul tău, dacă nu te sfătuiești cu Dumnezeu, dacă zici, a, poate a fost o prostie în capul meu, cine știe, vezi de treaba ta, cândva, undeva, o să înțelegem ce ar fi însemnat dacă ascultam și ce a însemnat dacă nu am ascultat. Umblarea cu Dumnezeu nu este un eveniment, ci este un mod de viață și după cum inima nu se întrerupe, nu există întreruperile acestea, o, trei zile merge, două zile nu merge, nu există așa ceva, ea merge, își păstrează ritmul pentru toată viața și pe totdeauna, respirația noastră nu este ocazională sau la evenimente sau undeva este permanentă sau în clipa în care nu continuă să a termina viața, cu atât mai mult umblarea noastră în prezența lui Dumnezeu este ceva care nu are niciun fel de întrerupere. Totdeauna păstrăm acest lucru în ființa noastră pentru că în clipa în care ne-am luat, sau Petru și-a luat ochii de la Isus, în clipa aceea s-a scufundat. Mă, mă uit cu bucurie înapoi la uh, momente de felul acesta și uh, mulțumesc Lui Dumnezeu pentru acest susurblând al glasului Său. Nu țipă la noi, nu ne îmbrâncește, nu nimic. Este o impresie mai mult. Este un, un susurblând al vocii Lui Dumnezeu, dar este suficient de clar ca uh, să, sufletul să înțeleagă demnul Lui Dumnezeu. Uh, Conduceam mașina de la Pitești spre Câmpul Lung, și în dreptul Comunei Rădești, având viteză destul de mare și având în față o căruță, din aceea cu covâltiri care mergeam, mă pregătesc să depășesc în acea plină viteză, și deodată îmi vine în minte. Nu, nu, nu trece pe aproape, o colește pe departe. Și atunci n-am mai trecut pe banda cealaltă să depășesc, am ieșit pur și simplu de pe carosabil și am mers pe marginea drumului și am intrat înapoi pe șosea. În momentul în care am fost în dreptul acestei căruțe, în plină viteză, am văzut cum a căzut din căruță o cutie de chibrituri în șosea și mă pregăteam să trec cu mașina peste ea direct, dar tot acea fracțiune de secundă, în acea fracțiune mi s-a spus să o coleți pe departe. Și atunci, în loc să trec pe deasupra ei, am uh, ocolește, am ieșit de pe carosabil puțin și am intrat înapoi. Iubiții mei, uh, poate nu aș fi astăzi aici dacă acel glas susur blând care mi-a spus ocolește n-ar fi fost ascultat. În momentul în care am fost în dreptul acelei căruțe, un copil care a putut să aibă 2 sau 3 ani a sărit din căruță Exact în drum, a luat cutia aceea și a sărit între mine și căruță. Eram în dreptul așa, între mine și, și căruța aceea, a luat cutia și a urcat înapoi. Ar fi sărit exact pe capota mașinii. Uh, Iertați-mă, sunt uh, emoționat și când povestesc în momentul acesta, când îmi imaginez cine norocil ar fi putut să fie. Uh, unde trebuia să fii tu acum? M-ar fi întrebat, bunul Dumnezeu, și aș fi spus: Ar fi trebuit să fiu afară din carosabil, ar fi trebuit să fiu, să fiu pe marginea drumului cealaltă, după cuvântul tău, dar am ales altceva. La întrebarea aceasta va fi greu să răspundem, după cum găsim aici și în Matei, la capitolul 24, aceste două clase de oameni. Iubiții mei, Sfânta Scriptură vorbește de robul acesta rău care transformă ideea lui despre întârziere. Lasă că domnul întârzie, nu, nu vine acum și scrie Scriptura. Zice omul acela începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii. Bazat pe ideea lui că Domnul întârzie să vină, nu mai vine Domnul, cine știe, asta e o, e o poveste, așa. El începe să bată pe tovară și lui să mănânce și să bea cu bețivi, și în momentul în care nu se așteaptă, în momentul în care nu crede, vine în ziua în care el nu se aștepta, și în ceasul pe care nu îl știe și omul acela plătește cu viața lui pentru viața acelora de lângă el. Cât de frumos este însă raportul pe care l-avem în versetul 45. Care este omul acela credincios lui Dumnezeu prieten al Domnului nostru Isus Hristos. Nu vă mai numesc robi, vă numesc prietenii mei. Care este prietenul acela credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul peste, casa, peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vreme hotărâtă? La vreme hotărâtă el nu este ocupat uh, cu câte ceva încoace și încolo cum a fost străjerul acela. Nu, este momentul clipa în care trebuie să dau hrană potrivită, la vreme potrivită. El nu este ocupat cu câte ceva încoace și încolo, el nu poate fi distras pentru, de la chemarea lui, lui a fost încredințată solemn de către Dumnezeu chemarea și slujba aceasta să dea tovarășilor lui hrană la vremea potrivită. Aceasta este chemarea. Nu i-a cerut Dumnezeu altceva, nu, dar aș vrea să răstorn munții, sau... nu, aceea e pentru altcineva. Pentru tine Tu treba se daj hrana, latim potrivit. Asta este tot. Și fără îndoială, ori, tot felul de, de tentative de a distrage atenția slujitorului credincios al lui Dumnezeu și al fraților lui, multe tentații de a distrage atenția, de a-l ține ocupat, de a-l face să uite și de a-l face să rămână șocat la întrebarea unde trebuia să fii tu în clipă. Oh, trebuia să fiu să dau hrană acolo. Dar omul credincios lui Dumnezeu, prietenul credincios al Domnului Hristos, nu are acest șoc. Doamne, sunt aici unde Tu mi-ai poruncit să fiu. Și la timpul potrivit El de hrană. Deci, întreabă Mântuitorul, care e deci? Robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi așa. Adevărat vă spun... Că îl va pune peste toate averile sale. Voi ce cuvânt este acesta? Peste toate averile sale? Este un cuvânt? Chiar? de e un cuvânt adevărat. Acesta e cuvântul pe care l-a spus Mântuitorul nostru când a spus Tatăl: Voiesc ca acolo unde sunt eu să fie și ei, împreună cu mine. Acesta e cuvântul care spune că suntem împreună moștenitori cu Hristos. El va pune, el va adevăra, vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Acesta este cuvântul Evangheliei. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei împreună cu mine. Și Sfânta Scriptură merge până acolo când spune: Va ședea cu mine pe scaunul meu de Domnie. Ai fost credincios în aceste nimicuri. Ai fost găsit la locul în care te-a trimis Dumnezeu și la timpul în care te-a trimis Dumnezeu. Pentru că ai fost credincios în aceste lucruri, intră în bucuria stăpânului tău, bucurie pentru inima lui Dumnezeu, văzând bucuria vieții noastre. Tată, din ceruri ne închinăm și te rugăm în numele Domnului Isus să ne faci parte de bucuria aceasta, Doamne, de a fi găsiți acolo unde ne aștepți, acolo unde trebuie să fim la timpul hotărât de tine. Ajută-ne, te rugăm, să mergem în lucrările pregătite mai dinainte de tine, Doamne, să umblăm cu credincioșie în ele și te rugăm din suflet că, în glasul Duhului Tău trezește conștiința noastră, dă-ne putere, Doamne, să călcăm pe urma pașilor Tăi. Îți mulțumim în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.